Crede ea că o ajută. Crede că dacă se situează în poziția asta cu ăștia de la Rompres care nu strâng gunoaiele, ea o să câștige ceva capital politic din treaba asta. Nu știu. Nu știu dacă câștigă. Pentru că în ultima instanță, în situația asta, oamenii spun, domne, gunoiul e în stradă, la mine, acolo. Și ei nu se pot adresa Romprestului, că ce să facă cetățenii cu Romprestul? Ei se adresează primăriței pe care au ales-o. Exact. Și îi spun, doamnă Clotil, faceți ceva, ridicați gunoiul. Nu ne interesează dacă îi căpăciți sau nu pe aia acum sau mai târziu, dacă îi băgați pe toți în pușcărie, foarte bine. Dar deocamdată ridicați, dumneavoastră, doamna, din sector, ridicați-ne gunoiul, domnule. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM.